Bună tuturor! Începem astăzi vlogul ca niciodată. E o zi de vineri, e vreo 7 și ceva seara. Pentru că, după cum știți, m-am întors la serviciu și nu mai putem face vlogurile alea clasice o zi întreagă, de dimineață până seară, vedeți ce facem. Nu, vor fi niște vloguri cu mai multe zile cumulate, în special cred că vor fi zile de weekend, vineri, sâmbătă, duminică, dar vedem dacă se întâmplă alte lucruri interesante în cursul săptămânii, o să filmăm și atunci. Da, și sunt obosită, am venit la serviciu, vreau să mă spăl, dar fetele m-au înnebunit cu marțienii, pentru că ei urmează să înceapă cutiuța aceea cu marțienii care luminează și o să le dau marțienii și termin cu ele și vedem ce mai facem mai târziu. Bun, să vedem cu marțienii ăștia. Aici am cumpărat un ananas care nu era copt încă și Florin a aflat de un truc să-l pui într-o pungă de hârtie alături de o banană și un măr sau ceva de genul ăsta, dar nu pare să se coacă și începe să mucegăiască la bază. Da, nu știu ce face cu el. Bun, aceștia sunt minunații marțieni. Vedem cum funcționează treaba asta cu luminatul. Ia, stai. Deci aceasta e o... Da, un fel de pensetă cu care să-i iei, de care să-i apuci, cu care să-i apuci. Și acesta e borcanul uriaș. Am scos din punguță, se pare că această pensetă funcționează pe bază de baterie, are aici un sigiliu, l-am scos. Și acum să vedem ce se întâmplă, da? Ok. Hai să stingem luminile, cel mai important, da? Stingem luminile. Lăsăm jaluzelele, da? Lăsă că e întuneric, eu nu știu cât de... Așa? Da! Muști un pic și dai și Sofiuței, da? Da! Păi mușcă tu puțin, Ami. Sau mușcă tu, Sofie, un pic și dai și ei, că ea nu știe. De fapt, tu muști mai mult, da? Așa, bravo! De ce ai băgat-o pe toate? Bună dimineața! Astăzi este sâmbătă 21 aprilie și la nivel național are loc acea campanie de plantare de arbori. Din acest motiv, Florin, lucrând în armată, a fost și el solicitat să participe la această acțiune. Sănătate! Astfel că în acest moment suntem acasă doar noi fetele. Amelia încă doarme. Mă gândeam ce să pregătesc pentru micul dejun. Aș face niște clătite, dar n-am făcut niciodată clătite fără ou și o să încerc să folosesc semințe de chia pe post de ou. Am înțeles că se pot folosi semințele acestea combinate cu apă și înlocuiesc... Salut! Salut! Înlocuiesc un ou sau mai multe după caz. Aș vrea să văd cum ies. Da. Și ne-am gândit să facem introducerea zilei de azi și să... Începem ziua, efectiv, da? Da, thumbs up. Thumbs up pentru ce? Mâncare. Pentru mâncare, ți-o foame, nu? Sophie s-a trezit dimineață când a plecat Florin și apoi s-a culcat la loc, s-a băgat în pat. Lângă mine. Acestea sunt clătituțele noastre peste care am pus sirop de arțar. Fetele au mâncat deja. Da, mami. Fetele au mâncat deja din ele. Vreau să vă spun că nu au aproape niciun gust pentru că nu am pus zahăr. Da. Dar siropul de arțar le face să fie delicioase în combinație cu ciocolățica din interior. Ciocolata e amăruie și vă dați seama că prea multă dulceață nu le conferă nici ea. Crema asta de ciocolată e delicioasă. Pentru că bineînțeles că s-a făcut așa o cremă cu ciocolățica asta. Și vreau să vă spun că, într-adevăr, acele semințe de chia au făcut o diferență, în sensul că aceste clătite, compoziția de clătite s-a comportat ca o compoziție de clătite unde s-a folosit ou, adică a ieșit bine închegată, nu s-a desfăcut. Întâmplător, eu am această punguță de semințe de chia cumpărată din magazinul DM, am folosit 3 lingurițe și o cantitate de apă puțin mai mult decât să le cuprindă, adică am pus cât să le cuprindă și apoi am mai adăugat un pic pentru ca ele să aibă loc
să se umfle, să se desfacă aceste semințe. Vreau să vă spun că pentru clătitele de astăzi, apropo, astea au mai rămas, farfuria nu arată foarte bine pentru că am mâncat de acolo și s-a făcut cremuța aia de ciocolată. Aceasta nu a fost o rețetă pe care am preluat-o de undeva, pur și simplu am folosit eu cantitățile din ochi. Am pus făină, un praf de sare, am completat cu lapte de soia, am pus acele semințe de chia cu bulețele, bucățelele de ciocolată, am amestecat bine și apoi le-am pregătit în tigaie. Nu am folosit absolut nimic pentru a le îndulci, cred că era binevenită o banană. Dar n-am folosit, apoi ați văzut că am pus peste ele sirop de arțar și au fost foarte bune. Ne pregătim să păpăm și prânzul, da. Avem supă de găluște. Acestea sunt castronelele fetelor, iar acesta este al meu. Am pus pulbere de chili deasupra, stai mami. Și o să vă spun că supa e făcută de mama și mama a fost atât de drăguță încât le-a făcut fetelor varianta clasică și mi-a făcut și mie găluște fără ou. Și s-au cam desfăcut, dar îmi plac foarte mult, sunt pufoase și da, e foarte gustoasă supa. Eu nu văd nicio diferență, decât că n-au stat ele foarte închegate găluște. Și mai am aici niște, vreau eu să beau suc capi de grefe, pentru că mi-era poftă. Haideți că n-am mai filmat astăzi, pentru că toată ziua am petrecut-o făcând curat și n-a fost nimic interesant de văzut. S-a făcut târziu, trebuie să mâncăm, vă arătăm ce mâncăm, dar cred că ne mai vedem mâine, pentru că Sofiuța a dormit și aveam planificat să desfacem câteva pachetele. O să vă avertizez acum că în acest clip veți vedea veți vedea că desfacem mai multe pachetele, pentru că am tot primit în ultima perioadă și am zis să le desfacem pe toate în acest vlog, dar o lăsăm pe mâine ca să fie și Sofiuța. De mâncat, mâncăm așa. Da. Aici e ca un stir fry așa cu ardei de 3 culori și ceapă și condimente, iar aici este ca un pilaf cu spanac sau spanac cu orez, cum vreți voi să-l numiți, iar aceștia sunt gogoșari în oțet făcuți în casă și ultimul pahar de suc de grefe pe care am băut și la prânz. Vrei ardeiași, da? Da! De fapt, ea a tot mâncat din aceștia în oțet, ăștia îi plac. Și cred că zice că și ăștia-s la fel. Ia vezi, ți place așa? Da! E bun? E bun, mami? Nu-i plac. Thumbs up sau thumbs down? Amelie, thumbs up sau thumbs down? Îți plac sau nu-ți plac? Sunt buni? Da. Da? Mai vrei? Mai vrei? Da? Hai să păpăm. Uite-te la mine. Nu? Spate-te. Acum scuipă. Nu te uita la mine. Scuipă. Acum hai să te spăl pe față. Nu, eu te spăl pe față. Cam bine. Ce bea Amelia? Smoothie de fructe de pădure. Da, smoothie asta. Dar am băut eu puțin. Și tu și mai bei, da? Da, și am mâncat eu aici. Hai să bei și tu. Vedeți?
Și ce mâncați? Cu dulceață. Da, și tu? Pâine. Tot la fel, cu, da, tu ai un fel de gem, nu? Da. A mea, hai că o lasă pe aici. Ai terminat? Nu? Mai colorează puțin, da. Gata, acum am zavante ca eu, da? Da, încă e un fel. Galben, ordo, or, mar, da. Mar. Ei, și vă spuneam ieri că astăzi sau că în acest clip vom desface mai multe pachetele, cutiuțe și așa mai departe. Primul dintre acestea este de fapt un fan mail, e o cutiuță pe care am primit-o de la o abonată. Ea se numește Diana și locuiește în Anglia. De mult timp mi-a tot spus că ne va trimite o cutiuță și nu știu, s-au produs niște impedimente care au făcut să întârzie trimiterea acestui colet, dar acum îl avem aici. Am decis să deschidem pachetelele în clip pentru că mulți dintre voi v-ați exprimat această dorință când am vorbit eu la un moment dat de fan mail-uri, de căsuță poștală și așa mai departe. Astfel că, așa cum spuneam, o să vă arătăm ce am primit. Eu am desfăcut ambalajul exterior, folia cu care a venit prin poștă, așa ca să nu facem zgomot în clip, deci rămâne doar cutiuța și bineînțeles că voi desface împreună cu fetele, dar am zis să fac eu introducerea asta pentru că odată ce apar și ele se va produce mult haos. Deci, haideți să vedem ce ne-a trimis Diana. Fetelor! Fetelor! Pentru că ați fost cu mințele și ați mâncat bine, am o surpriză pentru voi. Vă pot deranja? Da! Da? Da! Dar puneți capacele, da? Hai, puneți capacele la care aici. Ce ești, băi? Uite, avem o cutiuță trimisă de Diana. Ce încântată e! Da, și descoperim împreună ce se ascunde aici, pentru că, din câte știu, sunt chestii și pentru mami și pentru fete. Mai ales pentru fete. Hai să strâng asta, ia să vedem ce e acolo. Până aici, sub asta. Mami, pune pe sub asta. Uite, lasă aici pe sub. Ia să vedem. Ăștia sunt bortoșei pentru mami, sigur că mi-a zis Diana că mi-a trimis și mie o pereche. Eu credeam că sunt tot pentru fete, dar nu, ăștia sunt pentru mami cu Bob Bip. Betty Bob. Asta e pentru tine, Amelia. Asta e pentru mine. Așa, ăștia sunt pentru voi. Cred că sunt aceeași mărime. Da, nu știu, o să... Cred că ție îți vin Sofie, iar Amelisei cred că sunt un pic mari. Și ce mai avem aici? Geleuri cu căpșuni. Da. Nu acum. Hai să ne uităm. Da, aici am cu ce mi-ai găsit. Ouă de ciocolată de la Galaxy, doamne, ciocolată de la Galaxy e grozavă, e delicioasă. Asta e o cremă de Astea sunt perluțe bronzante. Așa. Pentru mame și tate. De la Sunkist. Și apropo, știu că Sunkist nu testează pe animale. E și logo-ul la ei, nu știu dacă-l vedeți. Pentru mami. Mulțumesc mult, Diana. Chiar vreau să le încerc, pentru că am pielea foarte albă. Și astea sunt... Deci asta e foarte, foarte tare. E un mix de condimente, dar separat, așa. Aici e pudră de roșii, usturoi, chili și ceapă. Și sunt vegane aceste condimente, deci nu au adausuri de lapte sau ouă, că se mai întâmplă și așa. Ce ați mai scos? Am găsit eu... Ameluța a scos niște chipsuri cu... gust de creveți, cred că. Și acesta, asta
Aceștia nu sunt vegani, cred că sunt vegetariani. Da, stai că am mai văzut una. Mulțumesc din suflet, Diana. Asta e, știți măștile acelea negre? Ei, aceasta e tot sub formă lichidă sau fluidă, cum vrei să numești. Dar se aplică pe nas, se usucă și se îndepărtează ca plasturii aceia împotriva punctelor negre. Cred că în seara asta o să folosesc unul, pentru că sunt tare curioasă și de mult vreau să încerc. Vreau să vă zic ceva. Asta e ca o mască asta. Și apropo, nici ei nu testează pe animale pilată. Nu știu sigur că am verificat. Pentru mami. Și o mască pentru picioare. Cred că și pe asta o fac în seara asta. E cu ulei de argan. Super, super. Ce mai aveam? Mai aveam iepurașii ăștia. Pentru de paste. Da. Mulțumim. Super bună ciocolățica asta. N-am mâncat așa sub formă de iepuraș, dar am mâncat în varianta clasică. În tuș de ploape. Din câte știu, nici Makeup Gallery nu testează pe animăluțe. Nu văd logo-ul aici, dar știu că am căutat la un moment dat și din câte mi-amintesc eu, nu testează nici ei. Și ce? Ați mai găsit oușoarele astea de la Cadbury. Cred că sunt foarte bune. Și mai ascuns am mai găsit. Cadbury iar e o companie cu care face ciocolată super bună. Și asta pentru chipsuri, chipsuri ceva, pentru ketchup, pentru... Chips picant, sweet chili. Acum am învățat eu să mănânc picant. Ai învățat și tu să mănânci picant? Uh-huh. Cred că sunt delicioase și astea. Și un creion corector de la Miu. Nu știu ce e, asta am de buze. Nu, e corector, mami. Mulțumim ție, Ana, că ne-ai primit papuța sa pentru mami și pentru, și pentru noi, și îți mulțumim din suflet, Diana, pentru tot, pentru că ți-ai rupt din timpul tău pentru a ne pregăti acest pachetel și costurile care au reprezentat achiziționarea produselor plus expedierea coletului. Îți mulțumim din suflet. Și canalul de YouTube e al nostru. Canalul de YouTube e al nostru, dar noi vrem să vă spunem că Diana are și ea un canal de YouTube. E la început de drum, m-aș bucura tare mult să treceți pe la ea și să-i vizionați clipurile. Mie îmi plac tare mult. Și da, o să aveți link-ul către canalul ei în descrierea acestui clip. Florin s-a dus la cumpărături, iar noi profităm de faptul că Amelia doarme ca să vă arătăm câteva lucrușoare pe care le-am primit. Avem o colaborare cu site-ul banggoods.com. Site-ul acesta comercializează tot felul de articole care sunt necesare în casă, electronice, electrocasnice, haine, accesorii de tot felul, chestii utile, așa, pentru locuință, dar cea mai importantă categorie e aceea de jucării. Și ei ne-au propus să ne alegem ce dorim de pe site, însă vă dați seama că am ales jucării, mă rog, jucării educative, dacă vreți. Acum noi o să vă arătăm ce am primit și ulterior le vedeți pe fete cum se joacă cu ele, pentru că altfel nu puteam să vă explic la fiecare în parte despre ce e vorba dacă se afla și Amelia în preajmă. Aceasta e... Șet un pic, mami, mai încet, că doarme Ameliuța, puiule. O să vă zic ceva. Hai, o desfaci. Da. Este o păturică. Pe care copiii scriu cu aceste carioci, mă rog, carioci în propriu spus, aceste creioane care se umplu cu apă, se încarcă cu apă de aici de sus și în momentul în care scriu apar culori, modele, veți vedea, le vom vedea și noi. Nu, mami, că nu conține apă și nu te poți juca încă. Bun, acesta e un joculeț din acesta care are și o parte magnetică pe care lipește anumite elemente și creezi imagini ca aceasta, dar are și tăblița aceasta pe care scrii, ștergi, iau și
aici în cutie există și crete de câteva culori și burețel pentru curăța tabla, practic. Și acum hai să facem secrete. Acesta e un caiet. În care se scrie copisul. Care are paginile așa, iar în momentul în care folosești acest creionaș de lemn, se colorează practic pe unde dai tu cu creionul, dar mă rog, nu vreau să umblu eu, vreau să umble fetele să se joace împreună, nu vreau să stric eu caietul. Ia, scrie mai mult, să vedem. A, vreau să vă arăt că, să știți că sunt și bine protejate. Chiar dacă vin din China, de unde vin, sunt foarte bine protejate. Noi n-am avut nicio problemă cu niciun articol, uitați așa. Ia, a, ce frumos! Ce frumos, bravo, Sophie! Astea sunt culori. Pețele de acest gen, am cumpărat două ca să aibă și Sophie și Ami să se joace în același timp. Acesta cred că e puțin mai mare, nu, l-am luat identic. Deci e același caietel, dar nu-l mai scot de aici. Pentru Amelia, pentru că avem bătaie de cap când ieșim pe undeva, am mai luat acest caiet de colorat, carte de colorat, nici nu știu cum să o numesc. Vreau să vă zic ceva. Care vine cu acest creion, care de asemenea se umple cu apă și în momentul în care folosești acest creion, ud fiind pe imagini, se colorează. Asta înseamnă că cei mici pot colora fără să facă mizerie. De când căutam ceva de acest gen, nu vă imaginați. Și ca un corespondent al acestuia, dar pentru Sofiuța, pentru că ea este mai mare, tot la fel, când mergem pe undeva ca să stea liniștită, să nu se plictisească, am luat acest joculeț, așa, Sofie, care are aceste, ce să spun, imagini și acestea trebuiesc recreate, aici conțin un magnet, de asemenea aici e magnet și practic cel mic recrează imaginile acestea pe baza formelor. E ingenios și cred că dezvoltă un pic imaginația. Nu, mami, un fel de puzzle, nu? Dar vreau să vă zic ceva. Poate formele, poate să se pună aici sau unde trebuie să punem astea mici, ori alea mari, cum sunt. După imagini, da. Da, ori după mici, imagini. Și tot pentru că Sofiuța e nebunită după lipit, stickere și v-am mai spus eu în clipurile anterioare, am luat acest set de role de scotch cu diverse printuri. Și chestia asta mi s-a părut tare haioasă. Ia stați un pic să încerc să o scot eu de aici. Nu, eu o scot. Hai, scoate-o tu. Uite de aici, uite, ține așa. Stai, am văzut-o. Nu poți? Nu se mișcă? Nu se mișcă. Ia stai puțin, stai, ține tu. Stai, ia mânuța. Are un scotch, mami, are un scotch aici, așa, uite așa. V-am spus că sunt bine protejate, să nu pățească ceva. Așa, ține tu. Așa. E, după cum vedeți, să vă zic ceva. Un set, dar e într-un singur obiect, de mai multe evidențiatoare. Un mofăr verde, un... Nu știu ce nu face focus camera asta. Galben, da, și m-am gândit iarăși la Sofiuța care tot decorează și colorează și desenează și faptul că sunt toate într-un loc și nu riscă să le piardă, e un lucru fantastic. Se seamănă ca o floricică. Seamănă cu o floricică, da. Da, aceasta a fost comanda noastră, eu sunt foarte încântată de ea și abia aștept să le dau fetelor să și folosească jucărioarele astea. Prețurile sunt extrem de mici, chiar vă puteți arunca o privire, mie mi s-a părut, chiar mi s-a părut că există niște alternative. Ah, chiar acum e nebunia cu acele squishy toys sau cum... Scuși parcă, nu scuși toi, să acelea moi, să vedeți câte variante sunt, de câte dimensiuni și câte culori și prețurile sunt fenomenale. Puteți să vă aruncați un ochi pe acest site. Dacă vă interesează vreunul din aceste articole, să știți că vă las linkurile fiecărui articol în căsuța cu descrieri.
Interesante caietele astea. Ce e desenat acolo, Sofia? Vreau să fac un păianjel. Păianjel? Da. Păianjel? Da. Nu, ce-ai totul cu păianjel? Da, asta s-a învățat care sunt păianjel. Hai, Amelia, arată și tu ce știi, mami. erau bune caietele astea. Să le fi avut de mai mult timp, pentru că pereții nu se mai apucau să fie așa de terorizați. Și acum fac și eu o apină. Nu știu ce este pelicula asta, nu știu, parcă ar fi cărbune, nu știu ce este. Vreau să îmi zic ceva. Știi ce fac aici? Care țeapă. Acu. Unde? Aici. Aici fac o abină. Facem o guriță de jos. Ia, hai. Hai să-l arăt și tu cum știi să desenezi, da? Mă duc la baie, da? Bună, fetele, ce faceți? Încercați noile caiete? Ce este? Ce-ai pățit? Apropie-te și filmează. Da, uite, filmează foarte frumos. De Doamne, cum desenează. Da. Vai, dar ce frumos desenezi, mai mare. Noroc, toate, că sunt... că au astea un model. Asta ce sunt? Ce frumos. Asta ce e? Asta am negru. Tate, nu știu ce este. Nu știu ce peliculă este. Peliculă cu care e îmbrăcată pagina. Și pe măsură ce scrii, se elimină din pagina aia și rămâne partea colorată. Sunt niște modele frumoase. În stânga să, mai ce faci în stânga? Ce este, Amelia? Ce, vrei să desenezi? Da. O desenăm pe Sofia? Nu. Facem o fațucă. Nu? Ce? Ce facem aici? Facem bebe? Da! Bebe? Da! Bebe Sofia sau bebe Amelia? Bebe Sofia. Vreau să vă zic ceva. Eu vreau să fac... Aici e comara! Bebe! Hai, desenează pe bebe. Gata. Și acesta, acesta e un timp. Și acesta, și acesta, și acesta. Și acesta e pătrat. Bravo, mami, așa e. Acesta e pătrat. Are patru laturi. Pătratul? Bravo, mami. Pătratul cum are laturile? 1, 2, 3, 4. Egale, dar nu cred că știe ea de egal și inegal deocamdată. Are laturile egale. Are patru laturi egale pătratul. Ăla e romb. Tu, acesta e romb. Ce desen vrei să copiezi tu? Ce, pe care vrei să-l faci? Ce imagine? Pe care? Pe asta? Ai. Nu, asta e a mea, e asta a mea. Asta e a mea. Nu! Mai mami, mă. N-a stricat filmarea. Nu, n-a stricat filmarea, nu. Ai supărat fata, mă. Suntem sentimentaliste. Hai să ți-l dau și pe al tău, vrei? Vrei? Ajută-ne, tati. Hai, Maria, hai să vedem tu ce faci aici. Că ai făcut scandalul de pe... cel mai mare scandal. Așa, dar trebuie să umplem pixulețul cu apă, că altfel nu funcționează. Să-l umplem cu apă? Da. Magic water drink. Ia stai puțin. Hai să punem apă. Ia să-i puțin, pui. Vezi că arată undeva. Uite, aici arată open și close. Da? Nu. Stai puțin. În interior. În interior. Ușor. Ușor. Bravo, mă,
mami, da, da, da. Hai să vedem ce apără. Gata, am terminat seama. Hai, colorează frumos. Da, după ce se usucă? După ce se usucă, revine la culoarea inițială. Păi asta e tot gata? Te-ai plictisit deja? Ia, hai să desenezi, tata. Hai, mami, să ne jucăm noi. Hai. Wow, care este ideea? Ah, asta. Wow, mami, ce bine desenezi. Nu? Da. Deci trebuia să... Ei, vezi că ai depășit un pic conturul. Ești talentat? N-am ce să spun. Aoleu, stai, Sofie. Trebuia să-mi schimb meseria. Stop, 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 că nu ne întindem cu toate acum. Ce faci, tată? Dar nu ia țipil, puiule. Tu poți să desenezi ca mine? Fără să ieși va din contur? Îmi va fi greu să te egalezi, dar... Nu să mă egalezi, adică fără să ieși din contur. Băi, ce frumos ai făcut, tati! Da, Picasso. Asta e exemplu, ce poți să facă? Dar chiar ingenioase și faptul că nu se face mizerie. Da, dar și ce nu-mi place la asta? E prea subțire? Nu că e prea subțire. Are... curge multă apă. Dar... Și rămânem la capitolul desfăcut pachetele. Ultimul din acest vlog este acest scrub care se numește Mark. Recunosc că nu auzisem de aceste produse. Am intrat imediat pe site-ul lor. Site-ul este markscrubs.ro. Să aflu mai multe detalii. Și aceste scrub-uri sunt făcute din cafea plus câteva alte ingrediente de origine 100% naturală, toate ingredientele. Eu am varianta cu ciocolată și o să vă spun ce conține acesta cu ciocolată. Conține așa: cafea, ulei de migdale, ulei de cocos, zahăr brun și vitamina E. Atât. De asemenea, nu testează pe animale. Din câte știu, ambalajul în care sunt comercializate aceste produse, produsele lor, este realizat din hârtie reciclată și plastic, după caz. Asta înseamnă că toate premisele sunt pozitive în legătură cu acest produs. Acum s-a nimerit atât de bine că am primit acest scrub. Apropo, este pentru față și corp. Se poate folosi atât pe față cât și pe corp. S-a nimerit atât de bine că am scrub-ul, am acei plasturi pe care i-am primit de la Diana, acea mască pentru picioare și intenționez să mă relaxez și să mă răsfăț un pic cu aceste produse. Bună, ananasul! Bună, ananasul proaspăt, mami, da? Ce mai vrei? Mai vrea și Ameliuța ananas. Uite, mai ai aici, Amelia. Nu, bucățică mare. Uite, mai ai și tu aici. Da, bucățică mare, trebuie o... Trebuie mai mică, da. Ia, tati. Tu ai de casă? Vino cu mama. Unde puși, băi? Uite, de asta. Vedeți asta? Nu! Mamă, te... Ia, să văd cum te descurci cu mai bucata de ananas. Ia! Mamă, unde te duci, bă, tata, mă? Gata, dragii mei, încheiem și această zi. Vă mulțumim tare mult că ne-ați urmărit și astăzi și vreau să vă mulțumesc și pentru toate mesajele pe care ni le trimiteți la fiecare clip, în special la vloguri. Sunteți atât de drăguți cu noi și faptul că ați ajuns să faceți parte din viața noastră și că ne urmăriți cu regularitate și că ne trimiteți un gând bun și că ne apreciați clipurile, ne dați like, distribuiri la clip, la clipuri, ne impresionează de fiecare dată și vreau să vă spun din nou că vă suntem recunoscători și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă pupăm și vă așteptăm cu drag la următoarea postare. Pa, pa!